Cimitirul ostașilor germani de la Frunzoaia, cunoscut și sub denumirile de Cimitirul ostașilor germani de la Tișița sau Cimitirul Poiana lui Frunză, este un monument istoric situat la Frunzoaia. La drumul DN2 El-Tișița-Panciu, kilometrul 2, în satul Bătinești, comuna Țifești. Monumentul comemorează bătălia de la Mărășești, care a avut loc în primul război mondial, între regatul României și Imperiul German, și adăpostește osemintele ostașilor germani, români, austrieci, cehi, francezi, slovaci, ruși, sârbi și unguri căzuți pe câmpul de luptă. Astfel, începând cu anul 1917, armata germană a amenajat un cimitir de campanie pe teritoriul acestei comune, pe amplasamentul actualului monument. Cimitirul a fost construit în anul 1924, ctitor fiind guvernul german, și restaurat în anul 1994. Acesta este unul din cele patru cimitire ale ostașilor germani de pe raza județului Vrancea, alături cele de la Focșani, Soveja și Bordești. Intrarea în cimitir se face dinspre DN2-le printr-un fronton de piatră, acesta fiind împrejmuit cu ziduri de piatră și beton. Pietrele funerare menționează numele, regimentul și gradele celor înmormântați aici. Crucile mormintelor sunt delimitate în patru careuri în baza a două alei largi, formând astfel o cruce. La intersecția aleilor se află un monument comemorativ realizat în piatră,